Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre tipurile de rimă în discursul liric. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Să urmărim dialogul dintre cele două fete. Ieri am descoperit un site se numește rimează.ro. De fapt, este un dicționar online de rime. Sunt sigură că mă va ajuta să devin poetă. Foarte interesant! Nu știu ce sunt rimele, dar cred că mai ai nevoie și de alte lucruri pentru a deveni poetă. Poezia folosește în general sonoritatea cuvintelor, regulile de versificație, strofă, vers, măsură, rimă, rit. Imagine artistice inedite Pentru a transmite și provoca emoții, stări, sentimente cititorului, ascultătorului, adică receptorului mesajului. Versificația se ocupă cu regulile de construcție a poeziei. Versul înscris reprezintă un rând dintr-o poezie. Strofa este o grupare de versuri în număr variabil, despărțită de alte asemenea grupări printr-un rând alb. Există strofe de câte 1, 2, 3, 4, 5 sau mai multe versuri. Rima reprezintă potrivirea sunetelor de la sfârșitul a două sau mai multe versuri, începând cu ultima silabă accentuată. Tipuri de rimă. Putem avea rimă împerecheată, rimă încrucișată, rimă îmbrățișată sau monorimă. Observăm că, în funcție de versurile care rimează, acestea se notează cu A sau B. Unele poezii mai ales cele contemporane, nu au rimă. Să observăm rima prezentă în următoarea strofă. Zor de o se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind roa dimineții de pe câmpul înverzit. Natură, căldură, aurit, înverzit. Observăm că rimează două câte două, Asta înseamnă că avem o rimă împerecheată. Să continuăm. Din asfințit, de peste munte, răsfrânge roșii de amurg, se sfarmă în licăriri mărunte și în dunărea umbrită curg. Observăm munte cu mărunte, amurg, curg. În această strofă avem o rimă încrucișată. Primul vers rimează cu al treilea, iar al doilea cu al patrulea. Un alt exemplu. Peste vârfuri trece lună, codruș bate frunza lin, dinspre ramuri de arin, melancolic cornul sună. Lună, cu sună, lin cu arin. Observăm că rimează primul cu al patrulea iar al doilea cu al treilea asta înseamnă că rima este îmbrățișată un alt tip de rimă prin nopți tăcute, prin lunce mute, prin vântul iute sau lumea senină, luna cea plină și marea lină observăm tăcute, mute, iute, senină, plină, lină aceasta este monorima. Repetarea aceleiași rime la sfârșitul mai multor versuri succesive. Să continuăm cu alte exemple. Cum se bucură de eleganța trestiilor, rațele sălbatice, păpurișul stramă un cântec pe panglica nemișcării, în ierburi alune cătăciunii din privirea vulpilor. Sau, leoaică tânără, iubirea mi-a sărit în față, mă pândise în încordare mai de mult. Observăm că în aceste strofe, versurile sunt fără rimă. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Citiți fragmentele din poeziile de mai jos. Indicați tipul de rimă din fiecare text păianjenul tăcerii se moi și diafane pânze de mătasă și răstignită pe păreții goi, singurătatea stăpânește în casă. Sau, în al doilea text, Facem aș privighetoare de a-și cânta noaptea în răcoare, doina cea dezmierdătoare. Sau, codrule cu râurline, vreme trece, vreme vine, tu din tânăr precum ești, tot mereu tinerești. Puteți opri filmul pentru a identifica tipul de rimă din fiecare strofă. Lectură plăcută. Succes.